Pace, bună seara. Aș începe prin răspunsul la câteva întrebări care mi s-au adresat și pe blog și în privat pe e-mail. Aș spune mai degrabă reclamații decât întrebări. Una din reclamații este de asemenea a continuat. Noi avem nevoie de predici. Dacă aveți nevoie de predici, veniți la Alești sau în altă parte. Aici am spus că vom încerca în aceste seri un pic altceva. Vom încerca să gândim sau să gândesc cu voce tare, să încercăm să gândim cu toții la această întrebare. De ce totuși cred? Să ne întrebăm noi credincioșii de ce credem și să ne întrebăm în prezența prietenilor noștri care se întreabă, se miră cum oameni inteligenți ca dumneavoastră și mediocri ca mine, totuși cred, ajung să nege chiar, să disprețuiască toate dovezile științei și să creadă o carte veche de atâtea mii de ani și să-și anestezieze inteligența totuși. Încercăm să ne uităm la un text asupra căruia am pus două întrebări. Cine este cel descris în text, personajul principal, și ce vrea el de la mine, ce vrea el de la noi? A doua reclamație pe care am primit-o este că am spus că Domnul Iisus ironizează. El nu ironizează. Aș fi de acord cu această afirmație dacă mi-aș anestezia într-adevăr simțul rațiunii. Nu pot să nu văd ironie în textul biblic și pentru cei care se îndoiesc de acest lucru, tocmai a ieșit o a doua ediție a unei cărți care a fost publicată în prima ediție cu cinste de editura Rizoprint. Acum are adăugat un studiu introductiv și câteva corecturi, un studiu introductiv despre ironie. De ce avem totuși ironie în Scripturi? Nu pot să nu spun că Dumnezeu ironizează și Iisus ironizează, nu o ironie socratică, ci o ironie cristică. Așa cum nu pot nega Auschwitz-ul, așa cum nu pot nega pogromul de la Iași, din când în când cred că ar trebui să ne trezim un pic și să citim Scriptura altfel, cu latura dură a lui Dumnezeu și ar trebui din când în când, cel puțin pe 29 iunie până în 3 iulie anul următor, să vă puneți ca screensaver câteva fotografii pe care vi le pot trimite personal, dacă vreți. Vreo 40 de fotografii care ar fi foarte terapeutice pentru încrederea pe care o aveți în bunătatea umanității, pentru speranța pe care o aveți că omul este bun, așa cum ne-au spus filozofii moderni, omul este bun, trebuie să facă câteva corecturi pe aici, pe acolo, dar în rest el în esență este bun. A treia reclamație pe care am primit-o este de ce nu încerc să aduc câteva argumente științifice pentru credință. În primul rând, pentru că nu sunt om de știință. Sunt filolog de formație și de asta mă ocup de texte și în prezența dumneavoastră nu pot depăși competențele, nu cred că ar fi un semn de respect pentru dumneavoastră. Îmi aduce aminte această reclamație de o întâmplare pe care am avut-o în urmă cu vreo 14 ani. Mergeam înspre un oraș mare din țara noastră, cu un Volkswagen Golf 2, o mașină care mi-a dat cele mai multe satisfacții. Schimba viteza așa, numai dădeai un bobârnac, extraordinar. Dar s-a spart un furtun și a început să curgă apă. Cei care conduc Volkswagen știu că trebuie să fii cu ochii pe temperatură, nu pe kilometraj, ci pe temperatură, că altfel se pârlește. Bineînțeles, bun conducător de Volkswagen, am stat cu ochii pe temperatură, am tot completat, în sfârșit am ajuns în orașul respectiv, la sfârșitul slujbei, ca în România, toți bărbații ne-am bulucit sub capotă, să ne uităm să vedem ce are mașina. Păcat că au dispărut daciile acelea vechi, pentru că era un foarte bun motiv de socializare între bărbați. Cum deschidea unul capota, toți vecinii din bloc coborau și îi dădeau sfaturi. Așa s-a întâmplat și în acest caz. Noi doi păstori, eu și păstorul locului, stăteam și noi acolo și păstorul locului dădea sfaturi. Oamenii politicoși spun, frate, păstor, un pic mai încolo. El nimic. Frate, un pic, mergeți dumneavoastră să discutați studii biblice, teologie, ce doriți dumneavoastră? El nimic. Și la un moment dat unul mai îndrăznesc, frate, păstor, ne încurcați. La care el spune, dom'le, eu, cum scrie Scriptura, trebuie să fiu destoinic în toate lucrurile. La care oamenii s-au iritat, bineînțeles, și mai mult. Dragii mei, nu cred că trebuie să fim chiar destoinici în toate lucrurile. Pentru argumente științifice, cred că sunt oameni calificați să țină
alternative pentru, pentru aceste seri. Așa cum am spus, patru lucruri. Unu, nu încerc să apăr credința. Nu cred că este posibil. Vă pot spune de ce cred eu. Doi, nu încerc să apăr Biblia. Eu cred că este un text diferit, un text inspirat, dar vi-l propun ca filolog să-l citiți ca un text literar. Și provocarea mea este să mergeți, dacă nu credeți că Scriptura este adevărată, să citiți această piesă de literatură în fața căreia s-au uimit critici literari, mari oameni de litere, filozofi, precum Constantin Noica, care se vedea întotdeauna inadecvat în fața textului din Evanghelia după Ioan, să-l citiți pur și simplu ca un text neinspirat. Haideți să-l citim împreună, astfel. Eu cred că este inspirat, dumneavoastră nu. Trei, nu cred că apologetica este posibilă. Este mai degrabă posibilă pentru cei care cred, să ne întărim în credință, să ne încurajăm în credință. Și al patrulea lucru, am spus că încerc să propun o galerie de portrete, istorie ale credinței. Argumentele științifice ne pot crea convingeri. Nu cred că pot crea credință în Isus. Și o să încercăm în seara aceasta să vedem de ce este așa. V-aș invita să ne ridicăm, să citim textul pe care îl avem pentru această seară și apoi să trecem la lucru. Este în Ioan, capitolul 4, începând de la versetul 1 până la versetul 26. Ioan, capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 26 inclusiv. Iată ce spune Scriptura în acest loc. Domnul a aflat că farisei au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov, Iisus, ostenit de călătorie fiind, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de-ale mâncări. Femeia samaritean că i-a zis, cum, tu iudeu ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, într-adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă, de unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va mai fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să o scot. Du-te, i-a zis Iisus, decheamă pe bărbatul tău și vină aici. Femeia a zis, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că cinci bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, a zis femeia, văd că ești proroc, părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, cel care se zice Hristos. Când va veni el, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela, amin, cuvântul lui Dumnezeu, să ne rugăm. Doamne, vin înaintea ta și te rog să binecuvânți acest text. Știm că poate rămâne literă și slovă moartă, dacă Duhul tău nu ni-l deschide ochilor. Așa cum l-a inspirat același Duh Sfânt, cerem să fie în mințile noastre, să-l poată deschide.
Și după ce îl va fi deschis, ajută-ne să-l și împlinim. Tot ceea ce înțelegem de acolo, să putem împlini după voia ta și cu ajutorul tău. Te rugăm să binecuvintezi această seară și te rugăm să ne dai înțelegere de sus. Fă ca gura omului să nu strice cuvântul Domnului și fă ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să schimbe inima omului. Amin. Vă rog să luați loc. Presupoziția pe care am lansat-o data trecută este că ceea ce credem pornește cumva unic și destinația credinței este unică. Credem în Dumnezeu, pentru noi creștini credem în Iisus Hristos, dar felul în care credem fiecare este unic, pentru că suntem unici. Lui Dumnezeu îi place diversitatea. De aceea, în Evanghelia după Ioan avem o serie de portrete ale credinței și vedem că fiecare, un intelectual, data trecută, crede într-un fel surprinzător pentru noi, paradoxal pentru un intelectual, te-ai fi așteptat să îi se ofere dovezi științifice, să îi se ofere probe, să îi se presteze un discurs cu o retorică impecabilă, nici de cum. Unui intelectual îi se spune o poveste ca unui copil. Avem samariteanca, avem mai departe orbul, slăbănogul, toți cred la inițiativa lui Dumnezeu Tatăl, prin Iisus Hristos, în Duhul Sfânt. Credința este articulată cumva treimic. Toate cele trei persoane ale treimii participă la actul credinței. Este inițiativa lui Dumnezeu, este mâna întinsă a lui Dumnezeu. Omul răspunde la această inițiativă a lui Dumnezeu, dar fiecare, la un moment dat, are un moment când face click. Un mister se desfășoară și vocea autorului din textul nostru nu poate articula acest lucru. Îl intuim, este ceva acolo și o să vedem imediat ce se întâmplă în cazul samaritencii și fiecare dintre ei găsesc altfel calea spre același Iisus. Dacă este adevărat cine pretinde că este acest Iisus, fiecare dintre aceștia, în dreptul pretențiilor lui Iisus, ajung să spună: El este apa după care sunt însetat, El este pâinea după care mi-este foame, El este lumina fără de care nu pot, El este poarta prin care intru, El este șarpele la care trebuie să mă uit. Ce s-a întâmplat data trecută? Iisus i-a dat unui învățat al poporului Israel, un om titrat, ajuns lider al poporului Israel, și am văzut că avea ceva ascuns cumva, ceva ce era neconvenabil în trecutul lui, o piesă la dosar pe care Nicodim ar fi preferat-o cumva scoasă. Și anume, ceva s-a strecurat, cum era, dacă vă amintiți, cei cu perii mai albi decât mine, sau la fel de albi ca mine, vă amintiți ce însemna să fii cumva membru de partid cu origini nesănătoase? Să caute la dosar, părinții spocăiți, nu, eu de știți, ei mai merg la biserică, dar eu să ateu convins. Bine, să știți că acesta este un lucru delicat, toarșu, origine sănătoase, deci mare, mare grijă să nu afle nimeni. Este între noi și devine șantajabil. La fel în cazul Nicodim. Nicodim trecuse probabil prin procesul acela al nașterii din nou, prin apă, devenise evreu cu acte în regulă. Și dacă nu este așa, deci dacă mă acuzați de speculații, trebuie să-mi explicați, cineva tot la fel, printre reclamațiile minore, am avut reclamații majore și minore, printre reclamațiile minore zice, domnule, asta este pură speculație. Dacă mă acuzați de speculații, atunci trebuie să rezolvați două lucruri. Unu, numele grecesc al lui Nicodim și de ce autorul dă acest nume grecesc, că îi pune piesa înapoi în dosar. Doi, dacă totuși numele poate fi în un nume evreiesc și îl stâlcim cumva și îl facem evreiesc, atunci ironia tot rămâne. Este întrebat cel care ar fi numit aducătorul de lumină, de ce stă în întuneric? De ce nu se naște din pântecele păcatului? De ce pune mâna pe ușorii ușii și nu vrea să iasă din nou în lumină? Ce îi se sugerează lui Nicodim este următorul lucru. După o călătorie prin povestea poporului Israel, folosind cumva mașina timpului, Iisus și cu Nicodim se opresc într-o scenă extrem de dramatică din poporul Israel. Și anume, poporul se răzvrătește, Dumnezeu trimite o pedeapsă neobișnuită și găsește o soluție neobișnuită. Pedeapsa neobișnuită este că încep să apară șerpi înfocați,
mii, probabil zeci de mii, și mușcă din popor și cad acolo mii. Și găsești o soluție neobișnuită. Într-un par, o tablă care seamănă, cât de priceput va fi fost ca sculptor Moise, seamănă cu un șarpe din aceia care se plimbau printre ei. Ei, și acel șarpe în arama răsăritului de soare și în arama apusului de soare, șarpele înfocat, agățat acolo în vârful de par, era soluția, fără nicio explicație herpetologică, biologică, chimică, metalurgică, psihologică, la orice fel de raționalizare de acestea, cauză-efect, v-ați fi gândit dumneavoastră, niciuna nu funcționează. Ce trebuie să faci este să te uiți, scuzați-mi expresia, ca prostul. Ca prostul. Mai avem o expresie, ca vițelul la poartă nouă. Adică în totală uimire, într-o prostrație, realmente, stai, te uiți, aia are legătură cu rana mea? Și atunci se naște credința, da, aia, chestia aia, inexplicabilă, din afara oricărei rațiuni, aia are legătură. Băi, deștept, Nicodim. Dar trebuie să te uiți la un moment dat la cel din fața ta și spune, fii atent, Nicodim, cum stă treaba. Deci eu sunt ca cel înălțat pe cruce, ca cel înălțat pe lemn. O să fiu înălțat pe cruce. Tu, orice ai fi făcut tu, toate performanțele tale spirituale, vă amintiți, ca la piticot, treci la zero. Tot dosarul tău de lucruri bune pe care le-ai adunat până acum sunt zero. Și vă spuneam atunci celor care sunteți creștini de multă vreme, celor care sunteți cu dosare curate, cu origini sănătoase, care sunteți din biserică, activiști, buni, care spuneți, domne, eu am făcut tot. Deci dacă ar avea Dumnezeu numai baptiști ca mine, Biserica Baptistă ar fi un adevărat succes. E, celui care zici astfel de lucru, vreau să spun că asta se numește nicodimită cronică. Se cronicizează cu ani. Și am observat că cu ani ce trece devine tot mai adâncă și tot mai deranjantă și miroase tot mai greu această boală. Ai impresia că tu ai făcut totul ca să fii plăcut lui Dumnezeu. Și ceea ce spune Iisusul Nicodim este, dragul meu, anulăm totul. Ești ca un copil care trebuie să se nască din nou. Ce trebuie să faci pentru această naștere din nou? Privești la mine, va veni momentul, și să te uiți la rana vieții tale și să crezi că rana vieții tale are legătură cu mine. Ne-am uitat data trecută la rănile vieții noastre. Dragul meu, divorțul tău, bolile tale, chiar cele biologice, pentru că spune Isaia 53, el, suferințele noastre și bolile noastre și mizeriile noastre și veninul păcatului nostru le-a purtat. Da, toată mizeria din viața ta are legătură cu cel care este înălțat pe cruce. Și o să mă întrebi, cu un evreu? Un evreu care a murit la 33 de ani, care n-a realizat nimic în viața lui, care nici măcar n-a crescut un copil. Vrei să spui că durerile mele de cap copii au legătură cu unul care nu știe ce înseamnă să fie tată? Vrei să-mi spui că bătrânețea și durerile bătrâneții mele au legătură cu cineva care n-a îmbătrânit niciodată? Vrei să-mi spui că lupta mea să cresc cu un copil cu sindromul Down are legătură cu cineva care nu știe ce-i handicapul? Da, dragul meu. Pentru că este Fiul lui Dumnezeu. Și-a luat asupra lui și și-a asumat totul, toată natura umană, de la prima mușcătură de măr până la ultimul păcat care se va săvârși vreodată. Dacă în 2014, de 1 aprilie, la ora 12:15, va veni sfârșitul istoriei, ultimul păcat care se va face la 1 aprilie 2014, la 12:14, este purtat deja la cruce. Toate păcatele trecute ale omenirii, toată mizeria omenității este purtată de el acolo. De aceea vindecarea deveni unul din noi, pe care îl purtăm. Îmbătrânim, albim, ne stricăm, devenim decrepiți, o să facem probabil unii dintre noi Alzheimer, o să uităm cine suntem, o să uităm cine ne este nevasta, copiii, o să simțim umilința de a purta pamper și într-un azil de bătrâni. Auschwitz-ul și pogromul de la Iași, toate au fost purtate de el. Toată umilința aceasta și indecența naturii umane sunt răscumpărate în el și de el. O comparație între Nicodim și femeia samariteană. Cum crede oare o femeie simplă? Se pare că Eliade, sper să găsesc referința, Eliade avea un dispreț pentru frizerițe.
Zice să nu citim niciodată o bucată de literatură ca o frizeriță, adică să vedem cu cine ține. Ca cum sunt filmele cu cowboy. Știți că în filmele cu cowboy cei personajele pozitive au pălărie, personajele pozitive au pălăria albă, personajele negative au pălărie neagră. Și noi ne întrebăm care cine cu cine ține și până la urmă, bineînțeles, cei cu pălărie albă, de obicei John Wayne, câștigă tot ceea ce se întâmplă acolo. Foarte simplist conflictul. Și ne uităm la aceste povești cu lacrimi în ochi și așa mai departe. Ei, eu cred că fiecare dintre dumneavoastră ați cunoscut și unii dintre dumneavoastră aveți mame, mătușe, bunici, fără multă carte, dar foarte, foarte istețe. Femei din acelea care au intuiție. Întotdeauna le spun studenților când vor sensoare, frate, unde trebuie să ne ducem? Ne putem avea un sfat de la dumneavoastră înțelept? Și de obicei ei trimit, am zis, tu ai vreo mătușă credincioasă, vreo bunică, da, dar e suferind, du-te cu viitoarea ta prieten la ea, prezintă-te așa și o să zică, vină încoace, fată bună, e încredere. Și are dreptate. Deci este această istețime. Vreau să vedem în seara aceasta cum crede o femeie foarte isteață. Paradoxal, Nicodim este repezit de Iisus, îi se refuză dialogul intelectual, vine cu oarecare ascendență care îl irită pe Domnul Iisus și spune, noi știm cine ești tu. Și este confruntat, în loc să fie tratat de la egal la egal, ca de la rabin la rabin, țineți minte că Nicodim are toate calificativele de rabin, se pare, Iisus nu le are și ar putea să aibă un complex, cel puțin al vârstei. Imaginați-vă o confruntare între un om de 60 de ani cu unul de 30 de ani, unul cu toate gradele academice pe umăr, celălalt care n-a scris în viața lui o carte și totuși se refuză acestuia dialogul academic. Dar se încinge un dialog despre închinare, despre istorie, cu o femeie adulterină. Prima observație. Dialogul dintre Iisus și Nicodim este noaptea, dialogul dintre Domnul Iisus și Samaritean că este ziua. Tensiunea dintre noapte și zi nu este întâmplătoare în Evanghelia după Ioan. Prietenul nostru, Dorin Axente, are un studiu foarte larg și foarte bun despre tensiunea dintre lumină și întuneric în Evanghelia după Ioan. Întotdeauna întunericul înseamnă necunoaștere și imoralitate. De asemenea, tensiunea alb-negru este intenționată de autor. 2. Așa cum spuneam, lui Nicodim se refuză dialogul teologic a unui om imoral. I se reproșează trăirea în întuneric. Voi nu veniți pentru că oamenilor le este teamă de lumină, lumina judecă faptele lor rele. Lui Nicodim se cere efortul ridicării privirii, samaritencii se spune, vino și bea din apa pe care ți-o ofer eu, fără niciun fel de efort, fără niciun fel de plată. Lui Nicodim se cere să se înjosească, să se umilească, samariteanca este tratată de la egal la egal. 3. Nicodim este repezit într-un monolog. Dacă vă uitați, după primul schimb de replici, ai impresia că abia mai are timp Nicodim să spună da, nu. Samariteanca are opinii. Samaritencii se permite să divagheze. Ba chiar îi se permite să abereze. Ea îi spune lui Mesia despre ce este vorba, cum stau lucrurile cu închinarea. Lui Nicodim nu îi se permite să schimbe subiectul. Samaritencii îi se permit turnuri. Și să vedeți că Domnul Iisus se lasă, cred că eu nu sunt foarte bun jucător de șah, dar am un prieten care este foarte bun jucător de șah, da? Probabil unii dintre dumneavoastră ați jucat șah cu copiii. Am un verișor cu sindromul Down, am jucat odată șah cu el. Și mă uitam la el cum se uită șmecher și scoate piesele de pe tablă în fața mea. Pune alte piese și se uită la mine să vadă ce zic. Cam așa este dialogul dintre Iisus și samariteanca. Îl vezi pe Domnul Iisus cum se uită la ea fascinant, cum ascunde piesele. Și se uită în ochii lui și pune alte piese pe tablă. Nicodim se restrage în frustrare și crede numai el. Îl regăsim, parcă se scufundă în Evanghelie și îl regăsim în momentele, e adevărat, momentele cele mai dramatice, la coborârea de pe crucea Domnului Iisus. Când toți ceilalți ucenici îl părăsesc, apar doi ucenici de nascuns, Nicodim și Iosif din Arimateea. În schimb, dacă o luăm după statistici, și nouă baptiștilor ne plac statisticile, numerele, dacă o luăm după statistici, dacă o luăm după influență, samariteanca este cel mai influent personaj al Evangheliei. Chiar mai de succes decât Domnul Iisus. Gândiți-vă că Domnul Iisus n-a reușit niciodată, într-un moment,
să ridice o cetate întreagă și să entuziasmeze atâția oameni dintr-o dată. Este extraordinar de bună misionară și foarte convingătoare față de Nicodim, care avea toate datele religioase. 5. Nicodim vine sigur că știe cine este Iisus și este întors cu fața în țărână spre sine, ca să descopere că este mușcat de șarpe și, pe de altă parte, samariteanca vine știind sigur cine este ea. Și Domnul îi se descoperă imediat și spune cine este el. Nicodim pornește de la latura epistemică, noi știm cine ești tu, și este îngrămădit în latura experiențială a credinței. Nicodim, ce ai de făcut tu este să experimentezi ce înseamnă, după mușcătura de șarpe, vindecarea, să te uiți la mine. Pe când samariteanca vine cu așteptările acestea epistemice, va veni Mesia care ne va spune, vă amintiți cuvintele Scripturii, ne va spune absolut toate lucrurile. Și este atrasă în latura emoțional-relațională. 6. Nicodim îl deranjează pe Iisus cu pretențiile sale de ascendență. Mai în vârstă, fruntașa iudeilor, este umilit absolut la toate capitolele. Voi nu știți, dar noi știm. Tu, învățător al iudeilor, și nu știi aceste lucruri? 7. Și Nicodim și samariteanca sunt interpretați și pot fi interpretați în paradigma Exodului. Dacă vă uitați la Evanghelia după Ioan, călătoria Exodului parcurge toată Evanghelia. Unul este ca cel mușcat de șarpe în Exod. Cealaltă este ca poporul care stă în fața stâncii și așteaptă să curgă apă de acolo. După aceste observații, haideți să ne uităm la text și context. Un alt lucru care mi s-a sugerat și voi încerca să țin de acest lucru este să nu mai vin cu atâtea chestiuni de context cultural. S-ar putea pentru unii să fie plictisitoare, dar sunt câteva lucruri care realmente trebuie notate aici. Începutul textului nostru este în contextul unor conflicte și se amintește o temă. Domnul a aflat că fariseii fac mai mulți, că el face mai mult ucenici, știa că fac și ei ucenici, Domnul a aflat că fariseii deveniseră geloși pe el, că face și botează mai mulți ucenici decât Iisus. Vă amintiți că în capitolul 3 este tema aceasta a botezului, a nașterii din nou. Și în opinia fariseilor, acest botez era acea renaștere spirituală care trebuia celebrată cumva pentru cei care erau întorși dintre neamuri. Domnul refuză această confruntare și parcă fuge de conflict. Este fascinant cum Domnul ocolește anumite conflicte și când este prea popular își dă volumul la minim și caută alte conflicte. Avem tema botezului, este survolat în dialogul cu Nicodim, respinge competiția cu farisei, creează un alt conflict. Acum, dacă avem cumva harta Palestinei în față, harta împrejurimilor mediteranei, Domnul ar fi putut să aleagă un drum foarte folosit de iudei, ocolitor, mai lung. Domnul alege scurtătura cu foarte mari primejdii. Ce s-a întâmplat la câțiva zeci de ani? De fapt, cum a căzut Ierusalim? În anul 67, un grup de iudei au făcut exact același lucru pe care îl face Domnul acum. Au trecut prin teritoriul samaritenilor. S-a iscat o ceartă etnică între iudei și samariteni. Se pare că au murit câțiva iudei. Aceștia s-au dus și au reclamat la împărat. Împăratul a venit și a făcut o nedreptate, a lovit și în iudei și în samariteni. Atunci iudeii, văzându-se nedreptățiți, și-au luat în mâinile lor să facă dreptate și practic au măcelărit un întreg sat de samariteni. Ce a făcut împăratul este istorie. Anul 70 vă spune ceva. A fost pur și simplu ras Ierusalimul de pe fața pământului. Vedeți, această ură a ținut în dreptul samaritenilor până în anul, după anul 500, după Hristos, și astăzi, dacă mergeți în teritoriile samaritenilor, astăzi există samariteni, veți vedea următorul lucru. Evreii se îmbracă în negru, în ce credeți că se îmbracă samaritenii? În alb. Dacă un evreu spune da, un samaritan va spune întotdeauna nu. Ei, treci printr-un teritoriu care conține în el tensiune istorică pentru câteva sute de ani. Ca să înțelegeți, dragii mei, unii dintre dumneavoastră ați trăit evenimentele triste. Eu eram înarmat atunci, eram înarmat până în dinți și ne temeam ce va urma.
Vă amintiți martie 1990? Vă amintiți evenimentele la Târgu Mureș? Dați-mi voie să vă spun că acele erau odihnă și tratament față de ce era în Samaria și între iudei. Știți, dacă un român astăzi se căsătorește cu o unguroaică, este primit acasă și părinții români așteaptă să-și vadă totuși nepoții. Nu la fel. Dacă un iudeu s-ar fi căsătorit cu o samariteancă, copiii erau considerați nici mai mult, nici mai puțin decât porci și câini. Bunicii n-ar fi vrut să-i vadă niciodată și fiul pentru ei era ca și mort. Înțelegeți câtă tensiune era acolo? De asta spune textul că iudeii și samariteni într-adevăr n-au legătură. Verbul din original este nu ocupă niciodată același spațiu împreună, nu petrec în niciun caz timp împreună, nu au cum. Dacă vreți să înțelegeți cumva într-o altă cheie, pilda samariteanului milostiv, este foarte interesant să înțelegem câteva lucruri. Este un om, un evreu, căzut, are răni deschise. Și noi îi judecăm, ce oameni lipsiți de inimă, să treacă preotul și levitul, așa și păstorii noștri, așa sunt toți, domnule, nu le pasă numai de studiile lor teologice, nu! Nu, dragii mei, când trec pe lângă acest om cu răni deschise, dilema lor este următoarea. Vreau să-L slujesc pe Dumnezeu, vreau să-L slujesc pe Dumnezeu cu toată inima, nu mă pot contamina. Un preot trebuia să aștepte luni de zile, probabil ani de zile să-i vină rândul la slujire și acum era în sfârșit să meargă spre slujire și dintr-o dată vede unul pe care îl bănuiește că este mort și în mintea lui se derulează următorul scenariu. De ajutat nu-l mai pot ajuta, este probabil mort, dacă mă ating de un mort sau dacă verific, Doamne ferește, dacă verific că-i mort și-i mort, s-a dus slujirea mea. Pentru cine? Pentru Dumnezeu. Levitul și el, dacă-i mort, ești contaminat, nu mai poți sluji. Acum, hai să privim din perspectiva celui căzut. Ăsta îl vede trecând pe primul, trecând și înțelege pe amândoi. Fac o speculație acum, da? Presupunem că nu e în comă profundă. E evreu. Și vede apropiindu-se de el un turban de samaritean. Știți care este primul lucru care gândești? Mai bine mort. Să se atingă un samaritean de mine, de rănile mele, și textul spune că este contact fizic. L-a luat și i-a spălat rănile și l-a ajutat cine? Necuratul, spurcatul, porcul, câinele. Asta era pentru evrei. Înțelegeți dramatismul scenei și înțelegeți de ce atunci au vrut să-L omoare pe Iisus? Cum adică? Vorbește pozitiv despre samariteni. Cine sunt aproape? Cine este aproapele meu? Cine este proximul meu? Cine nu-ți convine? Cine te ajută? Cine nu-ți convine? Trebuie să înțelegem aceste lucruri pentru că altfel nu înțelegem tensiunea enormă etnică care este în text. A doua tensiune la care trebuie să ne referim este faptul că femeia, odată samariteanca este femeie. Știți, probabil, vi s-a spus, sunt sigur că de la acest amvon vi s-a spus rugăciunea aceea: Doamne, îți mulțumesc că sunt bărbat, că nu sunt femeie, îți mulțumesc că sunt om, că nu sunt câine, îți mulțumesc că sunt evreu, nu sunt dintre neamuri. Dar să vezi un bărbat și o femeie în același spațiu, singuri, pentru ucenici a fost un șoc. Învățătorul nostru singur cu o femeie. Nu exista așa ceva, nu se putea. De asta, când vă uitați la filme, filmele cu Iisus, și vedeți acolo mulțimile și o gloată amestecată și făcut un fel de salată beof de oameni, de toate culorile, de toate rasele și bărbați amestecați cu femei, nu reflectă deloc realitatea. Predica de pe munte reflectă realitatea unei izolări și numai așa putem înțelege fericirile, unei izolări foarte distincte între bărbații avuți în față, liderii, după aia bărbații, oamenii pământului, după care femeile la mare distanță în spate și după aceea cei care nu puteau intra deloc în adunarea Domnului, cei care erau ciungi, orbi, cei care erau cerșetori, numai așa putem înțelege. Deci nu era, tensiunea textului este enormă din pricina conflictului etnic și din pricina acestei apropieri. Ca să înțelegeți cum erau priviți samaritenii, în Ioan 8,48 spune: nu spunem noi care drac? Spuneau despre Iisus. Și atunci completează: nu spunem noi bine că-i samaritean îndrăcit sau samaritean
același lucru. Mai puneți lângă acest lucru faptul că samaritenii construiseră propriul lor templu, își făcuseră propria traducere a Pentateuhului, nu acceptau decât cele 5 cărți ale lui Moise, aveau ritualurile proprii, linia preoțească proprie, era mai simpatic unul dintre neamuri. Dacă un evreu era silit să aleagă ce-ar fi ucis, un roman sau un samaritean, frate de-a lui. Apropo, samaritenii spuneau că sunt urmași ai fiilor lui Iosif. De aceea este importantă notația din text, când spune este pământul care l-a dat Iacov fiului său Iosif. Și de aceea este importantă locația geografică. Domnul se vine și se așează acolo, nu la întâmplare, ci acolo unde era legat de etnogeneza poporului samaritean, acolo se așează. Dacă un evreu avea de ales între un roman și un samaritean care să-l ucide, ce credeți că ar fi ucis mai întâi? Samariteanul. Pentru că romanul măcar e om. Dar ăla nu-i. Ei, acum ne apropiem de textul nostru și trebuie să mai înțelegem un singur lucru. Am terminat cu partea istorică aici. Creștinismul nu poate fi înțeles în afara limbajului dublu. Dacă vrem să înțelegem corect acest text, trebuie neapărat să înțelegem că limbajul metaforic este favorizat de Iisus. Este la limita oximoronului adesea. Tot timpul are acest dublu limbaj. De exemplu, îi spune, tu ești Petru, piatră, și pe această piatră voi zidi biserica. În textul anterior am văzut că este cuvântul pneuma, care înseamnă și vânt. Vântul nu știm de unde vine și încotro se duce, dar Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu îi simți puterea. La fel cuvântul acela cu nașterea, renașterea, înseamnă deopotrivă naștere de sus și naștere din nou. Limbajul dublu este tot timpul aici. Acolo se afla fântâna lui Iacov, Iisus ostenit de călătorie și de-a lângă fântână era cam pe la ceasul al șaselea. Câteva lucruri. Dacă ne uităm în textul grecesc, și aici vă rog să mă credeți, puteți să mă contraziceți, dar textul capătă culoare când înțelegem prepoziția. Spune Scriptura, el s-a așezat pe fântână, nu lângă fântână. E, acum, acest pe fântână are câteva probleme. Știți că nimeni nu stă hopa pe lucrurile sfinte în Vechiul Testament. Dar Iisus se așează pe ghizdul acela al fântânii ca pe un tron și stă. Și aici începe să devină comică scena, pentru că samariteanca vine și spune am o problemă. Mă scuzați, deci dumneavoastră, ca să putem să operăm. Și cel care stă spune, nu, eu am apa. Dumneavoastră nu înțelegeți bine. Deci, să recapitulăm. Găleata, unde? La mine. Apa, acolo. Singura problemă pe care o avem este că dumneavoastră stați pe apă. Deci, ca să rezolvăm problema, dumneavoastră vă dați la o parte, eu scot pentru mine și dacă aveți că, și așa sunteți prin teritoriu nelegiuit, și așa v-ați spurcat, dacă vreți să beți dintr-o găleată spurcată, aia era o altă problemă, atunci mai bine decât să muriți de sete. Vă curățați după aceea 7 zile. Checopiacos, cuvântul care arată cât de ostenit era Iisus, înseamnă sfârșit de foame și de sete. Dragii mei, n-am înțeles până vara aceasta. Am făcut sport de performanță la viața mea, dar n-am înțeles până vara aceasta. Ce înseamnă să bați 160 de kilometri cu bicicleta, să ajungi într-o zonă în care nu există apă, să zgolești toate cele 3 bidonașe, de obicei cam așa merg, 3 bidonașe de pe cadru și nimic. Și să mai ai atunci chef de vorbă și să mai stai de vorbă 3 ore cu o femeie care are găleata și aici e apa. Și după aia ea pleacă, aruncă găleata și se duce și mai aștepți ceva timp până se întâmplă evenimentele toate care îți vor aduce satisfacția aceea a setei sufletului. Era sfârșit de oboseală, era sfârșit de călătorie, era însetat și este o sete, dragii mei, este o sete disperantă. Știți cum torturau comuniștii câteodată când aveau chef? După ce te ținea flământ, îți aduceau sardine, mâncai calupul. Și după aceea spuneau, deci să stăm de vorbă. Toaș capitan, un pic de apă aveți? A, sigur, după ce spui. Este o sete înnebunitoare. Dragii mei, nu poți să deschizi, ți se lipesc buzele, nu poți să deschizi, toate corzile vocale strigă, dă-ne apă. În situația aceasta este Iisus.
Samaritanca nu-l putea ignora. Și problema este că tocmai acest străin face pe grozavă. Nu-i dă apă, situația devine, și acum vedeți unde constă ironia. Aici tensiunea este cine ajută de fapt pe cine. Acest străin care spune că are apă, ea care avea cele mai multe șanse la apă, drept răspuns Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și vântâna este adâncă, de unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea? Acum, încă o observație pe text. Cuvântul care este folosit pentru apă vie, la fel ca pneuma, are dublă semnificație. Apă vie înseamnă, în contextul dublului discurs de care discutăm aici, apă dătătoare de viață lăuntrică, interior, în mod simbolic, dar samariteanca în acest joc de cuvinte înțelege și următorul lucru. Apă vie versus apă stătută. Apă vie este apa țâșnitoare, apa de izvor. La ce venise ea era de fapt un tank de apă. Pământurile samaritenilor sunt foarte pietroase, apa se cumulează din ploi, se filtrează prin rocă și sunt aceste tancuri, bazine de apă în care se adună apa pentru mai mult timp. Venise la un astfel de bazin de apă. Când Domnul îi spune, am apă țâșnitoare, dintr-o dată sunt două variante. Ori ăsta chiar știu un izvor secret și ce bine ar fi pentru mine să dețin monopolul principalei resurse din... Toți ăștia mă disprețuiesc. Toți îți bagi joc de mine. Dar dacă eu am monopolul, dă-mi! Să-mi dai apa aia, să-mi dai izvorul ăla, unde-l ții? Care-i secretul? Ești tu oare mai mare decât Iacov care ne-a dat fântâna aceasta, acest bazin și s-a hrănit el? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din această apă pe care o voi da eu, în veacul nu va fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el. Și aici este o imagine frumoasă. După ce bei din această apă, țâșnește din inima ta un șuvoi care va mătura totul spre viața veșnică. Și aici dați-mi voie să interpretez, spun de acum că speculez, dar vă rog să citiți textul și în această cheie. Samariteanca se uită la el ironic și spune, Domnule, Doamne aici înseamnă Domnule, dar politic, Domnule, dă-mi această apă. Ironic. Dacă tot ai, dă-mi această apă. Încă nu-i disperată. Samariteanca încă n-a cedat. Până când Domnul nu escavează mizeria din sufletul lui, dialogul este la suprafață încă ironic și samariteanca îl ironizează pe Iisus și Iisus vorbește cu dublu înțeles, zice, dacă tot ai, reamintim, găleata la mine, izvorul e acolo, singura șansa ta de a putea escava apă din izvor este la mine. Dă-mi, să nu mai îmi fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Ce îi reproșează de fapt Iisus samaritencii? Foarte interesant. Știți cu ce seamănă asta? Era o glumă sinistră. Culmea impoliteții. Să împingi o bătrână pe scări și după aia să o întrebi ce se grăbește. La fel este aici. Cum poți să reproșezi pe cuiva cu care te-ai întâlnit prima oară că nu te recunoaște? Cum poți să reproșezi orbului că nu te vede? Cum poți să reproșezi slăbănogului că nu sare în picioare? Cum poți să reproșezi fariseilor care încă nu-s convinși de acuratețea învățăturilor tale că nu sunt credincioși și nu cred în tine? Iisus încă nu făcuse toate minunile. Dragii mei, era o întâlnire de câteva minute și reproșul este dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu. Vedeți, ce este fascinant la Dumnezeu este că se apropie de omul mort. Îi reproșează că nu respiră și după aceea îl resuscitează. Se apropie de samaritean că îi vede starea în care este și după aceea începe să toarne viață. Acest străin, acest evreu, trebuie crezut pe cuvânt în mod necondiționat. Urmează până la această limită, discuția aceasta în dodi, în paralel, în doi peri, cum spunem așa, într-o cheie pe care am putea o interpreta și ironică, dar mai este o limită pe care samariteanca o atinge și acolo cedează. Iisus îi spune, da? Vrei să discutăm despre apă? Aș vrea să discutăm despre trecutul tău puțin.
Vedeți, credința nu se poate naște fără catarsis. Catarsis este cuvântul grecesc pentru scosul mizeriei dinăuntru. Tot ceea ce te-a urmărit, tot ceea ce este rău, murdar și nu te lasă să dormi. Este acel lucru pe care ți-l amintești și ai vrea cumva să ai o lopată, să-ți faci o groapă, să te acoperi cu pământ. De fiecare dată când cineva îți amintește acea fază din viața ta. Și eu și dumneavoastră probabil aveți destule astfel de faze. În care când te gândești la istoria respectivă, la vorbele spuse, sau când te gândești pur și simplu la tine, te rușinezi și simți nevoia să dai afară toate acele toxine ale trecutului. Dragii mei, aceea este pocăință. Cineva făcea o etimologie falsă a cuvântului pocăință, căința de mai apoi. Am văzut oameni care cred despre credință că s-ar naște în urma acceptării unor șiri de fapte pe care creștinii le-ar putea înșera. Să presupunem că câștigăm dezbaterea. Uneori am câștigat dezbaterea. Când discutăm capitolul 1 din Ezechiel, unii văd OZN-uri. Putem să-i convingem că nu sunt OZN-uri. Putem să câștigăm dezbaterea. Ai câștigat credința? Nici de cum. Fără această invazie profundă a sentimentului de inadecvare înaintea lui Dumnezeu, când, fără acceptarea sentimentului de vinovăție, faptului că ești nesalvat, cu totul condamnat, fără sentimentul acela de rușinare în fața lui Dumnezeu, când vrei să te faci una cu pământul, nu există credință. De aceea noi când spunem la catecheză, când le cerem oamenilor să mărturisească, punem aceste două împreună întotdeauna. Pocăință, mai întâi, și credință. Ce înseamnă pocăință? Înseamnă să intri împreună cu Dumnezeu în trecutul tău. Să scoți toată mizeria de acolo. Să scoți tot sângele acela negru și rău și închegat din rană. Să storci tot puroiul care te infectează. Și să te lași tratat de Iisus. Du-te, i-a zis Iisus. Cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia a răspuns, n-am bărbat. Sunt două alternative aici. Unii comentatori spun că samariteanca încearcă să-l mintă pe Iisus și să încerce o relație cu al șaptelea bărbat. De ce nu? N-am bărbat, adică sunt liberă. Dar vedeți, se întâmplă ceva fascinant. Cei care ați crescut copii știți cum este să fii mințit de copil. Și știi cât îți dorești să spun adevărul. Când vine copilul să-ți explice și deja și-a făcut povestea și vine și spune... Tati, deci m-am apropiat de masă și când m-am dat pe lângă masă, cana și tu vii și îți dorești și cu emoții și tu ai emoții și el are. Lui îi tremură sufletul că o să-l pedepsești și ție îți tremură sufletul că o să te mintă. Și spui, și-ai spart cana, nu-i așa? Dar nu-ți fac nimic. Exact așa este aici. N-am bărbat. Și Domnul îi prinde această jumătate de adevăr, dacă te-aș fi lăsat, ai fi continuat să mă minți. Și îi prinde această jumătate de adevăr, o prinde cu piesa de pe tabla de șah, vrea să o pună la loc și spune, stai. Aici ai spus adevărul. N-ai bărbat și dă-mi voie să completez eu. Și intră și vine până în străfundurile inimii și zice, hai să scoatem împreună. Hai să scoatem împreună unchiul acela pervers care s-a atins de tine când erai încă așa de naivă copilă. Hai să scoatem împreună profesorul de sport care s-a dat pe lângă tine și te-a atins într-un mod nelegitim și inacceptabil. Și ai fost naivă. Prietenul tău, ăla de la 13-14 ani, care zice, dacă nu mă lași să fac asta, înseamnă că nu mă iubești. Și apoi profesorul de la facultate din anul 2, care să zice că ar mai fi și o altă posibilitate să treci examenul. Și apoi la angajare, când șeful din comisia de interviu s-a uitat la tine și ți-a zis, da, sigur, ați putea veni la noi, dar știți, sunt niște condiții mai speciale, puteți să venim să le discutăm împreună? Colegii care te fluieră când intri în birou și începe să scoată și bărbatul care trăiește, nu e așa că e alaltă ea, este bărbat numai de seara, se furișează el să nu-l vadă nimeni și vine și zici că e bărbatul tău, dar nu e bărbatul tău, l-ai răpit alteia. Dragii mei, în momentul când femeia s-a apropiat la ora 12, nu trebuia neapărat să fii proroc, să știi de ce vine în miezul zilei. Nimeni în vremea aceea nu venea în miezul zilei să scoată apă. Nimeni. Decât dacă aveai motive foarte serioase. Și un motiv foarte serios este să nu fii linșate de celelalte femei.
Să vin miezul zilei în Orient, când toată lumea își face siesta, după cum bine știți, în vremea respectivă nu existau aparate de aer condiționat. Deci, cel mai înțelept lucru, la ora 12, ca asta înseamnă ceasul al șaselea, ceasul prim este la ora 6, ceasul al șaselea este la ora 12. Cel mai bun lucru pe care trebuie să-l faci la ora 12 este să te ascunzi cât mai bine la umbră în casă. Numai leproșii și numai curvele ies. Cei damnați, cei etichetați, cei banați, cei anulați de societate, cei care sunt, noi știm că ei există undeva, niciodată să nu ne pronunți numele sau să nu recunoști dovada existenței lor. De aia ei să iasă când noi intrăm. Și când noi ieșim, ei să intre. A dus bărbatul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Domnule, am putea să nu discutăm viața mea privată? De exemplu, am aflat că dumneavoastră sunteți baptist, da? Deci cum, dumneavoastră nu vă închinați la Fecioara Maria, așa? Sau nu vă faceți cruce? Bisericile dumneavoastră au turlă sau cum? Este. Am trăit de multe ori această fază. În momentul când discuția ajunge într-un loc sensibil, samariteanca încearcă să decoleze din acel loc. Ce fascinantă! Ce fascinantă! Alegere pentru Domnul, să meargă mai departe unde vrea ea. Să discute teologie, dacă ea vrea teologie. Discută despre utopia versus utopia. Utopia înseamnă bunul loc. Utopia înseamnă niciun loc. Și ea deschide o discuție filozofică. Zice, Doamne, deci acum văd, gata. Deci, haideți să vedem. Tu ești învățătorul, amândoi murim de sete. Dar tu ești învățătorul, eu vreau să învăț. Unde este locul potrivit pentru închinare? Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oameni. Femeie, crede-mă că vine ceasul că nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, că mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr și templul lor va fi templul Duhului Sfânt, trupul, pe care tu tocmai ți l-ai spurcat. Ce interesant răscumpără, vedeți, Platon spune soma sema estin. Trupul este o peșteră. Trupul este un mormânt. Din trup trebuie să te eliberezi. Materia este stricată. Ce fascinantă răscumpărare în creștinism. Când Domnul spune, nu mai trebuie nici pe muntele acela, nici pe muntele acela, și vine și completează Apostolul Pavel și spune, trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Și aici este locul de închinare. Unde ești? Ți-ai cărat templu cu tine. Doamne, așa umilit, cu toate petele noastre, cu cariile noastre, cu slăbiciunile noastre, cu incontinențele noastre, cu toată slăbiciunea, cu diabetul care ne mănâncă, cu toate astea? Da. Templul Duhului Sfânt. Merge mai departe discuția tot pe mâna samaritencii. Și continuă. Și la un moment dat, samariteanca spune, acum mi-a spus toate lucrurile, conștientizează acest lucru și spune, știu ca să vină Mesia, care îi se zice Hristos. Când va veni, el ar să ne spună toate lucrurile. Și aici se schimbă complet discuția și în momentul ăsta cedează samariteanca. Iisus a zis, eu, nu spune eu sunt acela. Observați cum este frazat textul și aici traducerea menține tensiunea din text. Eu, cel care vorbesc cu tine. Și aici este accentul. Eu, cel care am inițiat acest dialog și care stau într-o relație dialogică cu tine, care ai toate păcatele posibile, dragii mei, nu există personaj pe paginile Evangheliei după Ioan care să calce în toate străchinile posibile. Este femeie, este samariteancă, este adulterină, este compromisă, are tot dosarul făcut praf. Imaginați-vă contrastul dintre Nicodim cu dosarul cel mai bun și samariteanca care este cea mai disprețuit. În orice biserică ar fi intrat, ai văzut-o? Pe asta? Vă aduceți aminte de faza aceea din Zorba Greco, femeia în negru, tânăra văduvă, care este omorâtă, ucisă de toți bărbații. Samariteanca este mai rău decât atât. Gelozită de toți, urâtă de toți, dorită de toți, disprețuită de toți. El ne va spune toate lucrurile. Eu vorbesc cu tine, femeie. Eu sunt acela, dar eu vorbesc cu tine. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul dintre ei nu i-a spus ce cauți sau despre ce vorbești cu ea aici. Scena este extrem de dulce.
Cred că trebuie să remarcați câteva lucruri care merită marcate regizoral și mă voi apropia de încheiere. Sunt câteva lucruri care nu sunt notate în Evanghelie. Este acea tăcere a evanghelistului despre care nu putem decât intui. De exemplu, când în scena următoare pe care o vom urmări data viitoare, dacă Dumnezeu ne îngăduie, este un schimb de priviri între Slăbănoc și Iisus, când îi spune, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Între Maria, mama Domnului Iisus, în capitolul 2, este un schimb de priviri în care Maria se uită la el, Iisus se uită la Maria, Maria se uită la el, nu spune nimic, ceva se întâmplă, se naște credința și aduce aminte toate cuvintele pe care le-a adunat în inima ei și dintr-o dată se întoarce spre ceilalți, spune, să faceți tot ce vă va zice, crede. Aici se întâmplă următorul lucru. Stă femeia și după ce aude cuvintele acestea, eu sunt acela, eu care vorbesc cu tine. Uită pentru ce a venit. Moartă de sete, trântește găleata jos și aleargă spre cetate și se întâlnește cu niște evrei la fel de simpatici. Numai că ăștia, când o văd, femeie, aoleu, samariteancă, aoleu, la o parte. Și ocolesc, ea trece și băieții victorioși. Ce crezi? Care este victoria lor? Vin cu sarsanale pline de salamuri. Cărăuși, salam din carne coșer, da? Deci carne curată, da? Vin cu salamurile. Imaginați-vă cum s-au dus ei în piață, că aici este unul dintre examenele, și îmi place să discut pasajul ăsta cu studenții mei la teologie, este unul dintre primele examene de misiologie pe care le dă Domnul în școala lui. Spune, băieți, deci mergeți în Samaria. În Samaria, Doamne, dar e cetate spurcată. Mergeți și numai atâta, trebuie să negociați cu ei. A, în unde e îngrămădea? Dacă se atinge cineva de noi, ne spurcăm. Deci mergeți și după ce vă spurcați bine cu ei, veniți și mâncați. Luați produse de ale lor, făcute de ei, Doamne, făcute de ei. Atinse de ei, ceapa culeasă de ei. Da, ne curățăm după aia, dar mergeți și negociați cu ei. Și imaginați-vă pe ucenici la piață. Imaginați-vă cum și vin în sfârșit victorioși. Au reușit să împlinească slujba pe care le-a dat-o Domnul. La fel ca preotul și levitul. Domnule, ei trebuie să slujească pe Domnul. Au reușit să-i facă de mâncare Domnului. Și vin, se întâlnesc cu asta, o ocolesc, ea îi ocolește că e de bun simț, că-s bărbați, se încrucișează și ajung ucenicii. Doamne, am reușit. Spurcați, spurcați, dau o mâncare bună. Am reușit, știți că în Samaria se creșteau și porci printre altele. Au mâncare bună. Și acum începe. Iisus tace. Și parcă îl vezi pe Ioan cel mai tânăr și spunem rugăciunea? Domnul tace. Petru intră în hipoglicemie. Ioane, desfă tu ceapa aia, mă, până spunem rugăciunea. Iisus tace. Vreau să înțelegeți că în toată această perioadă toți sunt morți de foame și morți de sete, inclusiv Iisus. Și să stai în așteptarea ce? Învățătorule, ia cuvântul Petru, cel mai... Cu tot respectul, deci noi ne-am ostenit, cu tot respectul pentru dumneavoastră, când inițiem masa aceea? Iisus tace. Ioan, Petru, putem mânca noi? Să nu cumva să vă imaginați că ar fi putut face vreo mișcare fără acordul maestrului. Să nu cumva, date fiind vremurile, să credeți că s-ar fi putut strecura Iacov și cu Ioan pe undeva și să mănânce cumva din traistă prin tufișuri. Trebuiau să stea toți, maestru trebuia să le dea binecuvântarea, să poată începe și să poată mânca întâi maestru, să bea el prima înghițitură și după aia toți ceilalți. Tensiuni. Peste 3 ore se aud un iureș, vuiet. Și pijamale albe, dintr-o parte în alta. Vedeți, aici este fascinant, pentru că așa arătau. Este fascinantă duplicitatea acestei imagini. Lanurile albe de seceriș, care nu sunt altceva decât pijamalele albe ale samaritenilor. Fâlfâie toate acele haine ale samaritenilor și vin, aleargă și fâlfâie în soare și se vede totul alb în soare și acum se uită Mântuitorul. Deci, băieți, vedeți?
misionari extraordinari de performanță. V-am trimis nu după salamuri, v-am trimis să aduceți, uite, asta este hrana pe care o doresc eu. Și vine amărâta aia, vine aia care ați disprețuit-o, vine aia pe care toți ați spus, cum e îmbrăcată, ia uite la ea. Vine aia pe care ați disprețuit-o și pe care și ei au disprețuit-o și uite ce se întâmplă. Asta este mâncarea după care nu mai pot și am tânjit și toate astea 6 ore le-am stat în foame și sete ca să ne bucurăm de cea mai frumoasă hrană care ne este dată în pustie. Dragii mei, ne apropiem de concluzii. Pentru că Iisus a fost primul bărbat din viața ei, acestei samaritenci, acestei femei, care n-a privit-o ca o potențială victimă pentru plăcerile lui. Din pieptul ei blestemat pentru ceilalți, iese acum un șuvoi. Imaginați-vă scena aceasta, samariteanca ajunge în cetate și un șuvoi de apă spiritual, o Niagara spirituală, se revarsă peste cetate și umple cu apa sfințită a Duhului toate ulițele cetății. Și în momentul când ies ăștia după ce și-au făcut siesta, asta înseamnă că era cel puțin 3:30 după amiaza, probabil 4, când începea soarele să scapete din putere. Când ies ei, primele persoane care se spune, l-am găsit pe Mesia. Ia uzi ce spune doamna, ia uzi ce spune stricata asta, unde mă, ai găsit al 7-lea, al 8-lea, al 10-lea bărbat? Și unii n-au crezut. Dar ce spune Scriptura este că toată cetatea a ieșit ca unul să guste din apa vieții. Astăzi seara ne-am uitat la o altfel de manifestare a credinței, la o altă ipostaziere a credinței. Dacă Nicodim a trăit credința ca disperare. Când ești mușcat de șarpe, te doare și trebuie să te uiți. Ori te uiți la șarpe, ori mori. În seara aceasta am văzut un alt fel de credință. Credința ca dor, ca tânjire. Natalia a făcut o observație foarte pertinentă în zilele acestea când pregăteam mesajul. Spunea, știi, femeia după ce a fost dezamăgită de atâția bărbați, a fost înșelată de atâtea ori, a fost batjocorită și a fost anulată ca personalitate. Totuși nu și-a acrit sufletul. Rămâne totuși deschisă pentru frământarea autentică spirituală și pentru lucrurile spirituale. În ea este o căutare pe care ne-a anulat-o. Nu și-a acrit sufletul încă și mai este un pic de nădejde. Mai este încă o naivitate sănătoasă. Cum ar putea să-și imaginează că inclusiv un bărbat iudeu ar putea fi amabil și dezinteresat de farmecile ei și într-un asemenea suflet începe să se înrădăcineze credința mântuitoare. Dragii mei, de ce cred eu? De ce cred? Pentru că Iisus s-a așezat pe izvorul meu. Ce îmi place la această imagine este că Iisus are mâna ridicată și ca dintr-o coastă, probabil opusă celei care a fost înțepată și din care a ieșit sânge, din coasta aceea, în fața femeii îngenunchiate, care vedeți este înalbăstrită în culoarea apei, începe să se albăstrească viața ei de apa vie. Și începe să se hrănească și să se umple. Și poate striga samaritean că acum paharul meu este plin de dă peste el, împreună cu psalmistul. De ce cred eu? Pentru că Iisus s-a așezat pe viața mea. S-a așezat acolo unde credeam eu că sunt resursele mele de apă. Eu credeam că am găleata. Eu credeam că am resursele. Eu credeam că mă pot descurca. Iisus s-a așezat pe nădejdile mele. S-a așezat pe planurile mele. S-a așezat pe toate întemeierile normalității. Numai ca să-mi îndrept privirile spre El. Mi-a blocat tot accesul spre tot ceea ce am crezut eu, că este hrană și este bine pentru mine. Mi-a răsturnat trecutul, dar și planurile de viitor. Tot ce credeam despre mine m-a făcut să disprețuiesc ce sunt și să prețuiesc ce este El. Ura a transformat-o în dragoste, înjosirea în respect, tânjirea în belșug, durerea în dor de cer. Am scris aseară un status ciudat pe Facebook. Pe când am terminat de survolat ultima variantă acestui mesaj, am scris un mesaj de genul ăsta. După 3 ore și după ce a băut din apa vieții, în alte 3 ore, samariteanca a câștigat peste 5.000 de prieteni pe Facebook și și-a umplut contul. 3 ore a tot dat accept, 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 toți cei care o urâseră. Curva banată ajunge să fie cea mai populară în cetate. Cam probabil 5.000 de locuitori avea Sihar la vremea aceea, maxim. Știți ce a zis al 5.001-lea?
nu mai are loc. Nu mai trebuie să ne spui tu, dragă, de acum am văzut cu ochii noștri. Avem contactul nemijlocit cu El și L-am văzut. Vedeți, Facebook-ul a stârnit doar ce este pervertit în noi. Știți care este cea mai mare teamă a noastră? Nu este teama de moarte, nu este teama de paianjeni, nu este teama de șoarici de care sărim pe masă ca să circule, nu. Cea mai mare teamă a noastră este teama de a nu fi acceptați. Teama de a-ți da cineva unfriend. Teama de a fi respins. Facebook-ul și acest tinerel care câștigă o grămadă de bani din toată povestea asta, ia și răscolește exact setea noastră pervertită de dragoste, de acceptare, de împrietenire, toate dorințele alea le torsionează, toate aceste însetări ale ființei noastre. Tânjim să fim iubiți așa cum suntem, cu mâncărurile noastre, din păcate, nedownloadabile. Te uiți la ce mănâncă unul și nu poți downloada. The Times din Roma spune că s-a inventat un soft în care vei putea downloada mâncarea pusă de prietenii pe Facebook. Cu alunițele, cu petele noastre, cu familia de care suntem mândri și mai ales cu trecutul pe care îl pervertim. Noi îl schimbăm. Dragii mei, toată această pagină albastră nu face altceva decât să arunce. Știți, albastru de există albastru de Voroneț și există albastru de Facebook. Toată această pagină albastră nu face decât să te trimită cu gândul la ideea că guși dintr-o apă stătută. Că de fapt te duci cu găleata la izvorul ăla pe care stă Iisus. Și uneori Iisus se așează pe ceea ce tu crezi că-s grupul tău de prieteni și spune, vreau să vorbești cu mine. Despre ce, Doamne? Despre trecutul tău. Nu despre excursiile tale, nu despre motocicletele tale, nu despre prietenii tăi, nu despre expozițiile tale, nu despre cărțile tale. Vreau să discuți cu mine. Și albastru de Facebook se transformă în albastru apei vii, care este El. Știți care este strigătul nostru cel mai adânc și de ce credem? Pentru că nu știu prea bine cine ești, Doamne, acest străin de 33 de ani, dar știu un lucru, că fără Tine mor. De aceea, Iisuse, dă-mi te rog, accept și să nu-mi dai niciodată unfriend. Eu n-am visuri prea mari și nu visez noaptea de obicei și mai ales nu visez morți. Dar mi s-a întâmplat ceva ciudat azi noapte. Foarte ciudat. Ceva ce nici eu nu pot să cred. Exact la o lună de la moartea cumnatului meu, l-am visat. Real, așa cum era el, zâmbind, vesel, mergeam într-o mare mulțime, probabil este contaminarea grijilor de peste zi, mi-am imaginat mulțimile din Samaria și parcă eram luat de o mare mulțime și dintr-o dată apare lângă mine. Și spun, Nelu, Nelu, spune-mi te rog cum e acolo. Știam că va dispărea, s-a uitat zâmbind la mine și a spus, e foarte bine. Sunt tot timpul în fața lui, tot timpul legat de el. Ai grijă de familia mea și ai grijă de biserici. Și a dispărut. Acum, dragii mei, ce-i mai frumos în rai decât să-ți vorbească el, să stai în fața lui? Dacă îți imaginezi raiul ca un confort, ca o lungă excursie, ca un fel de stat la pășuni, la un fel de lung concediu, vacanță fără sfârșit, greșit îți imaginezi. Acolo îți lipsește principala prezență, prezența Domnului. Știți după ce tânjim cel mai mult și de ce credem? Pentru că tânjim după El. Este singura relație care ne poate umple sufletul. Este singura relație care ne poate umple de dragostea aceea care nu se sfârșește. Căci spune Apostolul, Dumnezeu este dragoste. Amin.